Numele meu este Constantin Dumitru, am 34 de ani, sunt hrestelist de 15 ani, sunt educator în industria mea de 10 ani și fondatorul primului podcast din România, pe nișa noastră, Hair Colorist România, Hair Colorist Podcast, sunt dedicat, un podcast dedicat coloriștilor de păr, care vor să-i coloreze părul cu zâmbetul pe buze și să evolueze în cariera de colorist, dar și de antreprenor. De ce vin la Bate Palma? În primul rând, pentru premii cel mare. În al doilea rând, să învăț și o meserie de la voi. Ce se întâmplă aici, pe setup, pe set, pe... Deci n-ai mai fost până acum la o emisiune? N-am mai fost, că am fost prins în transa muncii, în munca mea, am fost acolo, băgat. Să descoper și alți oameni să fac cunoștințe noi. Dacă o să câștigi premiul cel mare, ce vrei să faci mai exact? Păi aș vrea să-mi să investesc în afacerea mea. Podcastul ăsta l-am creat eu din buzunarul meu, din bugetele mele. Mi-ar plăcea foarte mult să investesc, să am oameni dedicați care se ocupe de... Să am și eu un PR, să am mai mulți în echipă, membri în echipă, care să crească și să aducă proiectul ăsta mult mai departe. Adică îmi doresc să facem educație, îmi doresc să facem evenimente mari în România de beauty, ceea ce nu s-a întâmplat până acum. Și vreau să-mi duc familia într-o vacanță și în special pe fetița mea și vreau să o duc la Paris. Intru cu capul sus și îmi doresc să câștig premiul cel mare. Deci ești gata de joc fără emoții? Fără emoții. Emoții am, dar sunt emoțiile, sunt constructive.